lângă 40 plus 3 la 4 ori 40 plus 3 la 8 plus 40 plus 40 3 la 2012 ori 40. De aici ne dăm seama că putem să scoatem pe 40 în factor comun. Da. Și va rezulta 120 pe lângă. 120 pe lângă. 4, 1. 1. Plus. 1 plus 3 la 4 plus 3 la 8 plus puncte. Plus puncte, puncte 3 la 2012. 2012. Și egal cu? Și este egal cu? Atât. Să pare asta să și se divide doar ce 120. Da. Dacă nu mai scrie 120, era 3 ori 40 ori paranteză și se divide. Perfect. Am arătat că se divide și la... Și la 40 și la 5. Și la 12, da, că și la 5. Că 5 este incorporat în 120. Și 8. Și la 8. Și la 6. Deci, practic, am reușit performanța, să spunem, că divide chiar la 120. Și la toți divizorii se. Da. Divizorii 120 sunt mulți. Da. Și 2, și 3, deci, și 4. E o chestie formidabilă. Ideea de a grupa toți 4 ne duce la divizibilitatea. La cine? La divizibilitatea la 120. Și iată, avem performanța la rezolvată. Mâine facem. Vreau să spun că am reușit să arătăm că prinde. Deci dacă insistăm, dacă lucrăm, ajungem la momentul în care avem starea de mine, da? Uitați, încă ceva. Doar 5 minute pe aici. Da? Bine. Ia, mai stați și ca să vină și... Mirna nu vine, domnul profesor, astăzi și mâine. Au teză și are foarte mult de învățat la română. Dar Adi nu știe ceva la geometrie și el rămâne. Da, astăzi. Da, mâine nu vine nici el, așa că stăm noi mai mult mâine. Am înțeles. Dar am venit să ia și eu dacă nu și să vedem vara o șmecherie la compararea lumii. Păi ea acolo avea și ea. Imediat. Și pe baza ei, poate chiar răspunde. Uitați, e adevărat că... Acum ce facem este un lucru deosebit de interesant. Pentru că compararea a două numere ne-a ridicat destul de probleme. Exact. Da? Da. Și iată, 63 e mai mic decât 64? Da. Adică, echivalent, în traduce. Acum, vedeți cum pleacă autorii. Scrii. Da? Da. Vedeți cum pleacă autorii când compune 63 mai mic decât 64. Asta înseamnă 7 ori la oră. E mai mic decât 64, care înseamnă 2 la câta? 7, 8 ori 8. 8 ori 8, dar 8 înseamnă 2 la 3. 2 la 6. 2 la 6. Echivalent. Ca și cum aș spune 7 ori 3 la 2. Mai mic 3 la 2. E mai mic decât 2 la 6. Vreau să vă spun că și asta este de bază, inegalitate de bază, așa cum este 2 la, cum spun tu, 8 e mai mic decât 9, adică 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Și pe fundalul acesta, pe inegalitatea asta, construiesc fel de fel de inegalități și asta. Dar 7 la părut constituie balastul acela care îmi dă mare bătaie de cap. Și acum, plecând de la asta, ridic la o putere. Hai să zicem la puterea 20, la puterea 10. Totul la puterea 10. Când ridic și stânga și dreapta la puterea 10, am. Deci și aici la 10 și asta la 10, da? Ar urma 7 la 10, 10 ori 3 la 20, mai mic, știu eu, e clar de mai mic decât 2 la 60. Ei, acum încep să construiesc inegalitățile cele care se scoate din mână pe rezolvitoare. Dacă unul îi scot și așa, pentru cine nu știe, nu pleacă de la ea și așa e. Sigur, și așa e. Așa e. Dar el cu 10 ar vedea un pic să duce repede, da. Repede și el știe repede să facă asta. Adică împarte pentru un 10 și
se duce acolo și lucrează la ea și dă peste ea. Da. Dar eu acum mă gândesc că sunt foarte hotărât, nu? Să stric, să nu vadă nimic. Corect. Și pun așa, asta e oare mai mic decât 7 la 10 ori 3 la 19? 7 la 10 la 7 la 10 și 3 la 19 cu 3 la 20. Da, normal. E adevărat, nu? Că am mișorat pe unul din exponenți. Iar mă duc, vedeți ce fac? Cu ăsta mă duc în exterior, da? Îți cad un pas. Iar cu ăsta de aici pot să-l las așa. Și acum zic, să se compare. Sigur că aici poate să fie mai mic decât 2 la puterea, cât vine? 58. 60. Nu? Mai mare este? 61. Și atunci, spun, să se compare. Numerele 7 la puterea 10, ori 3 la a 19, față de, cu 2 la 60. 2 la 61 a zis. Mă duc la... Hai bine, 2 la 61. 2 la 61 e mai ușor. E ușor? 7 la 10... Vedeți așa? Că avem adevărul. Nu, nu doar de asta. Ia, de ce? E foarte simplu. Pentru că te duci acolo la 7 la 10, vezi că e 10 și vezi că toate sunt foarte aproape de un număr care este la 10. Și atunci la 3 la 20, 2 la 60, o să scrii 7... Dar ai dreptate că se vede aici. Da. Dar închipuiți că nu s-ar fi văzut nimic. Exact. Ia dă tu exercițiul tău care le prevedi pentru o profesor. Tu, după modelul ăsta. Exact. Ia dă-l. Să vedeți câte vă trai de capete. Ăla cu 5. Da. Noi am făcut acum... 5 ori. Primul. Mă mai mult cu uite asta. Asta? Da. 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 Finalul, da? Așa, hai. Deci 2 la 79. 2 la 79. Ori 5 la 19. Să se compare cu 3 la 80. Cu 3 la puterea 80. Asta era prima citire. Da. Acum, fiindcă noi avem un pic de experiență, trebuie să plecăm de cele mai multe ori când vedem un 5, 2 și 3, era o inegalitate de bază. Cu 80 față de 81. 80 mai mic decât 81. Asta este. De foarte multe ori am plecat noi cum? De la ea încercăm să-i mișorăm stânga-dreapta și ne duceam invers. Dar trebuie plecat la adevăr. Că 5-ul vine în 80. Adică vine 16 ori 5. Adică 2 la 4 ori 5. 2 la 4 ori 5. Deci asta este echivalentă. Știută inegalitatea asta, că 2 la 4 ori 5 e mai mic. Mai mic decât 3 la a 4, nu? 3 la 4. E 81. Bun. În clipa asta, arunc ochii spre 5. La ce putere a fost ridicată iar? 5 mă dirigează. Corect. Da? A, hai, vă prindeți? A, da! Hai! Deci poate a fost ridicată. La ce putere de... La ce putere? A fost ridicată la 20. Poate la 20, dar chiar la 19. La 19, uite că e 5-ul la 19. Da, da, trecut. Eu am urmat, am coborât. Pot să cobor și aici. Nu? Dar am lăsat 7 la 10. Și iată, la 10 ar trebui să mă duc. Așa și aici. Totul la puterea a 19, că-l văd pe 5-ul. De unde să apară 5-ul care e la 1? Se urce tot mai la 2 la puterea 19. Deci tot ridicăm la 19. Și ar fi echivalent. Poate zice că 2 la 4 tot la 19. Ori 5 la puterea a 19. E mai mic, categoric, decât 3 la puterea 4 tot la 3 la 4 tot la 19. Da. Ce ar însemna? 2 la puterea 2 la puterea 79. 79. Ori 5 la 19. Am plasat 4, 9? 4, 9, 3, 6, 9. Ce zice? Da. 4, 9, 3, 76. 76. Ori 5 la 19. E mai mic decât 3 la puterea 76. 76. Da, adevărat. Păi stai puțin. Da, deci, de să comparăm. Deci, 3 la 80. Deci, ăsta se duce în dreapta. Vedeți? Asta e inegalitatea cea mai strânsă. E cea mai strânsă. Și acum eu caut să mă duc până la 3 la 80, mă duc în dreapta și să văd în stânga.
În stânga e 2 la puterea 79, ori 5 la 11. 2 la 79, mă duci darea spre interior și mă strice inegalitatea. Deci, atenție! Când mă duc la 2 la 79 față de 2 la 76, risc să mă bag în interior. Da. Să băgat în interior cu 2 la 79 e în afară. E mai mare. 2 la 79 nu e mai mic. Eu mă duc la așa. Deci, dar să fie mai mic? Da, neapărat așa. Aha. Deci autorul când construiești, asta e de bază, e miezul. Asta e miezul, da. Și trebuie... Și ne ducem în părți. A, în exterior. Ca atunci când viu, să vin dinspre exterior, spre interior, spre asta. Da. Da? Da, da, da. Deci, trebuie să mă duc la 2, la ceva mai mic. La ceva mai mic. 2, și la... când mă duc la 3, la 8, 2, la 74. 3 la 80 e bine. E 3 la 80 e da. Bine. 2 la 74 acolo. 2 la 74, ori 5 la 19, cea care e adevărat, da, da, 76. Da, da. Poți să spui și 75. Exact. Să un singur exponent, ca da. Să aibă rost în egalitate. Și acum, 3 la, la 76 era de bază și mă duc la 3 la 80 de dată, dar poți spune 3 la 77. Exact. Să fii stâns, adică nu dau decât un pas înapoi. Păi da, un pas s-au gândit iar că se prind. Nu se prind, nu e așa simplu. Noi ce facem acum e la vedere și acum facem, prezentăm mecanismul de compunere. Exact. Deci, nu o facem pe rezolvitori. Ba da, o facem și pe rezolvitori. Că în condițiile care știu să plec de la adevăr, atunci plec de la ea și văd foarte repede să mă duc la 3 la 80. Invers, când refuz să plec de la ea, la inegalitatea asta strânsă, care de fapt aici 80 mai mic decât 81. Asta este. Comparați aici, aveți între 80 și 81, doar de aici a fost dificultatea la un exercițiu de olimpiadă. Sigur că da. Aici am muncit foarte tare pentru că noi n-am prins asta. Deci, 80 față de 81, v-am arătat 63 față de 64. Uitați cât de tare este. 63 față de 64, cât de tare este. Da? Exact. Și mai pot să gândesc așa. Iată, 243. Mai mic decât 256. 243 față de 256. 243 înseamnă e mai mic, dar asta înseamnă 3 la puterea 5-a și 3 la 4 fac 81, ori 3, 3 la 5-a. Mai mic decât 256 face 2 la puterea a 8-a, parcă. A 8-a, să zicem, și așa, 6-a făcea 64 ori 4, da? Și bine. Asta este tradusă în inegalitatea asta de masă, care îți un pic mai duci, mai... Da? Și mic la o putere, și mic la o stânga-dreapta, și au băgat niște inegalități care te sperie. Da, acolo și cu balastul, adică cu 5 sau... Cu balastul, primesc balastul 5, te ajută. O oră, probabil, cu domnul. N-am știut la ce-am plecat. Până deci, ne-am prins noi cu plecare de la... Noi căutam să coborâm, coboram prea mult și strigam inegalitatea. Și ajungeam așa la puchii, știi? Bun, ce greu. Până când am descoperit exact. Că autorii au, și asta e tehnică și de rezolvare. Exact. Dacă te, în momentul în care vezi pe 5, știi la ce trebuie să te aștepți. 80, 81. Exact, îl vezi pe 7, gata, 63, 64. Îl vezi pe 23 și dacă mai ai balast, deja e mai ușor. Este un pic mai ușor, dar atenție și acolo. Și acolo, exact. Balastul să ne ajută într-un fel să ne ducem repede pe asta, ne dăm seama după 5 sau 7 la ce putere a fost ridicată ca să ne dăm seama de la cea de bază la ce putere trebuie ridicat. Sigur că chiar dacă el scade un pas aici, în loc să zică 5 la 19, zice 5 la 18, toți suntem lângă el. Ne dăm seama exact, repede exact, și o prindem. Exact. Da. Deci tot ce prezint acum este tehnica de lucru atât la compunere cât și la rezolvare. Exact. Atât la compunere. Și acum cu ocazia asta am făcut zoom pe propunători. Da, dar nu mai așa am nu mai vreau să urmărească decât dacă pleacă de aici. Dacă ei compun și înțeleg mecanismul, atunci ajung și înțeleg foarte bine tot ce înseamnă rezolvarea unor astfel de inegalități sau compararea unor astfel de numere. Corect.
Corect. Da? Deci eu m-am jucat astăzi. Păi nu, acum să facem cât și să ia din lumina. Ne oprim, facem sinteză și mai venim și mâine. Și mai facem dintr-o asta. Sigur, o să înțelegem și mai bine. Haideți să recapitulăm. Am făcut testul acela de teză care mi s-a părut foarte simplu, foarte ușor. Și atunci eu am zis, hai să ridicăm și la cheta. Și să vin și cu niște chestiuni mai liberale. Exact. Și pe mâine avem. Da? Suma aceea a fost interesantă. Da, a fost. Da? Și acelea care ne-ați avut de neamnă, 3 la 1, 3 la 2, 3 la 1. Și divizibilitatea aceea, sumele aceea, 1, 2, 3. Da? Aveți 22.925. 925, de atât ne apropiem de 23.000 de abonați. Da, ați crescut cu 100 și ceva. Da. Mă bucur mult. Aproape 200. Da? Povestea este asta. Prietenii noștri înțeleg că au șansa, urmărindu-o pe Profonline, să prinde foarte multe lucruri. Noi suntem actori. Atenție! Peste ani, când eu nu voi mai fi, voi așa să voi voi da la filme. Da? Viața așa își urmează cursul. Deci să înțelegem asta. Voi veți fi cei care veți trăi imens, o bucurie imensă. Ați fost actori împreună cu Prof Online și acolo voi ați confus, ieșiți, ați discutat ceva care nu-i nicăieri făcut în lume. Corect, corect. Da? Deci da. Sunteți actori, nici nu vă dați seama ce mare contribuție. Mihaela, când vei vedea peste ani... Dar să mă văd o băbuță, da? Cum arătam... Da? Cea care e implicată atâta... Ca nepoță trebuie să-l arătăm frumos. Este de mai pomenit. Deci nu vă dați seama. Nu vă dați seama cât de bucurii vă va prinde. Așa e. Mario, când peste ani... Exact. Să vă vedea el la curte, când l-am venit în brațe și eram de la sport venit. Și când îmi spunea povestea așa cât de... Și zic, măi, tata, hai să mă... Nu mă crezi că tu l-am pus de deștept? Hai să-ți arăt filmul. Cum eram eu, că eram mic. Deci este spectaculoase, nu trebuie să ne dăm deoparte. Așa asta e o creație. Facem un pic de sinteză, scrieți? Da, acum. Am făcut testul ăla care a fost cu... De toate. Da. Dar cel mai important a fost așa, sumele acelea de auz. Deci am spus, bun, sume de auz. Da. Divizibilitatea aceea, foarte faină. Doi. Divizibilitate. Da, teorema împărțirii cu restul după aceea. Teorema împărțirii cu rest. Compararea puterilor. Cu rest. Factor comun. Factor comun, compararea puterilor. Cinci, compararea puterilor. Puterilor. Așteaptă, Daniel. Puteri cu baze și exponenți diferiți. Da. Da. Puterilor cu baze și exponenți diferiți. Și exponenți diferiți. Nu uitați de la ce. Și am lucrat, am lucrat la acel test, dar care a fost inclus? Testul, model de test, da? Puteri, operații cu puteri. Puteri, operații cu puteri, comparații, ecuații. Comparații. Comparații cu puteri. Cu puteri. Aici am zis compararea puterilor cu bazele și exponenți diferiți. Ecuații. Da, ecuații. Puteri. Cam asta a fost lucrurile. Hai de like și share. Nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La Prof Online. Așa. La revedere.